Viceprimarul Capitalei Ilie Ceban a fost chemat pentru audieri la Centrul Național Anticorupție în cadrul unei proceduri contravenționale privind corelarea bugetului municipal. Purtătorul de cuvânt al CNA, Angela Starinski, a confirmat informația și a precizat că Ceban a refuzat să facă declarații în fața ofițerilor CNA. În cadrul ședinței operative a primăriei, primarul Ion Ceban a declarat că adjunctul său a fost chemat să dea explicații despre chestiuni inventate de deputați și consilieri PAS. Centrul Național Anticorupție a pornit o procedură contravențională pentru a verifica dacă s-au admis încălcări la emiterea de către Ilie Ceban a dispoziției prin care a fost aprobat bugetul municipal provizoriu pentru 2024. Asta după ce consilierii PAS au depus un demers la Procuratura Generală și au reclamat că bugetul provizoriu pentru acest an trebuie să fie exact cu cel de anul trecut, pe când în actul primăriei au fost operate modificări privind reducerea cheltuielilor pentru unele linii de buget și introducerea altor linii de buget. Modificările operate de Ceban au provocat scandalul legat de lipsa banilor pentru asistenții personali și grupele școlare cu program prelungit. Primăria Chișinău a negat acuzațiile și a dat asigurări că bugetul provizoriu corespunde prevederilor legale.